Apostolul, Evanghelia. Apostolul și Evanghelia de luni, în săptămâna a șasea, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola către Romani, a Sfântului Apostol Pavel citir. Fraților, vă îndemn să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci unii ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor și prin vorbele lor frumoase și măgulitoare înșală inimile celor fără de răutate. Căci ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur, deci, de voi și voiesc să fiți înțelepți spre bine și nevinovați la rău. Iar Dumnezeul păcii va zdrobi repede sub picioarele voastre pe Satan. Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu voi. Vă îmbrățișează Timotei, cel împreună lucrător cu mine, și Luciu, și Iason, și Sosipatru, cei de un neam cu mine. Vă îmbrățișez în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola. Vă îmbrățișează Gaius, gazda mea, și a toată biserica. Vă îmbrățișează Erast, vistiernicul cetății, și fratele Cvart. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Sfânta Evanghelie de luni, în săptămâna a șasea, după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Matei. În vremea aceea, apropiindu-se Iisus, ucenicii au zis: pentru ce le vorbești lor în pilde? Iar el răspunzând a zis: pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu li s-a dat. Căci celui ce are, i se va mai da și îi va prisosi, iar de la cel care nu are, și ceea ce are, i se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, căci văzând, nu văd, și auzind, nu aud, nici nu înțeleg. Și se împlinește cu dânsii prorocia lui Isaia, care zice: cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii veți privi, dar nu veți vedea, pentru că s-a învârtoșat inima poporului acestuia, căci cu urechile aude greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să priceapă și să se întoarcă și eu să-i vindec. Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Adevărat vă spun vouă că mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce vedeți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auziți voi și n-au auzit. Dar voi ascultați pilda semănătorului. La cel care aude învățătura împărăției cerurilor și nu o înțelege, vine cel viclean și răpește ceea ce s-a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța cea semănată lângă drum. Iar cea semănată în loc pietros, acesta este omul care aude această învățătură și îndată o primește cu bucurie, însă nu are rădăcină în sine, ci ține numai o vreme. Iar când vine necazul sau prigoana pentru această învățătură, îndată se și leapă de ea. Cea semănată în spin, acesta este cel care aude această învățătură, dar grija acestei lumi
și înșelăciunea avuției în ea că învățătura și o face neroditoare. Iar sămânța semănată în pământ bun, acesta este cel care aude învățătura și o înțelege. Deci, care aduce roadă, unul 100, altul 60, iar altul 30. Binecuvintează, Doamne Iisuse Hristoase, pe cei ce ascultă cuvântul Evangheliei Tale și fă ca sămânța cuvântului Tău să intre și să cadă și să rodească în pământul bun al inimilor lor. Amin. Sfinții zilei de 29 iulie, Sfântul Mucenic Calinic, Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi, Sfântul Rege și Martir Olav al Norvegiei, Sfântul Mucenic Mamant, Sfântul Mucenic Veniamin, Sfântul Mucenic Eustație din Georgia. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.